Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină pe Bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, acolo unde un incendiu a izbucnit la un apartament situat la etajul 6 al unui bloc, ca să nu ia foc o femeie s-a aruncat de la balcon. Am mirosit fum, am zis ceva căutat, am deschis geam, am văzut fum, am ieșit rapid, am aflat că vecina s-a aruncat aparent de la bloc, pentru că i-au luat foc apartamentul și cel de sus, de la etajul 67. Eram pe balcon și mama mea scutrea ceva pe geam și a văzut fum și i-am zis să sune la pompieri și a sunat și a zis că deja erau anunțați. Victima a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată minute în șir. Potrivit cadrelor medicale, în jurul orei 10:40 a fost declarat decesul. Din păcate, medicii nu i-au putut salva viața. În aceste momente se intervine cu 3 autospeciale de stingere și o autoscară pentru lichidarea incendiului izbucnit la un apartament situat în municipiul Constanța, la etajul 6, dintr-un bloc cu 7 nivele. Apartamentul arde generalizat, cu flacără deschisă și degajare mare de fum. Două persoane, o femeie și un bărbat care locuiesc la un apartament vecin situat pe colțul blocului respectiv, au fost evacuate cu ajutorul scării telescopice. Acestea au fost coborâte în siguranță. Contactat telefonic de reporterii Toto TV, Cristian Mihai Amarandei, inspectorul șef de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea Constanța, a declarat că a fost demarată o anchetă internă pentru a stabili dacă a fost respectat protocolul. A fost demarată o cercetare internă privind modul de organizare și desfășurare acțiunii de intervenție. În acest sens vor fi evaluate toate aspectele care vizează modul în care personalul care avea atribuții, competențe în ceea ce privește organizarea și desfășurarea intervenției și-au îndeplinit atribuțiile din momentul primirii apelului pe sistemul național 112 și până la intrarea în dispozitiv a echipajelor la locul intervenției. Conform pompierilor, în apartament se afla femeia în vârstă de 57 de ani alături de soțul acesteia. Echipa de intervenție a urcat pe casa scării la apartament și a deschis ușa pentru a elibera apartamentul de persoane. Până să ajungă echipa la etaj, femeia ar fi sărit într-un moment de panică de la geam. Din apartament a fost scos soțul femeii, a mai spus șeful ISU pentru presa constanțeană. Totodată nu este prima tragedie prin care trece familia de la începutul anului. Fiul acestora ar fi murit în luna ianuarie. Din câte am înțeles, într-o cameră, femeia aprindea lumânări după ce fiul a murit acum cel mult o lună de zile, a adăugat Amarandei, care a punctat că aceasta ar putea fi cauza incendiului.